Bun găsit la Artfel de Jurnal, un altfel de jurnal despre arte și artiști. Sunt Veronica Kirchner. Miercuri 24 iunie a fost ziua de naștere a sculptorului Mircea Roman. La mulți ani fericiți, dragă Mircea! Dacă ați urmărit și celelalte episoade Artfel de Jurnal, poate ați observat că am schimbat locul prezentării din sufrageria mea pentru a vă arăta câteva desene de sculptorul Mircea Roman. Pentru prietenii din Timișoara, dacă vă veți afla pe strada Eugeniu de Savoia și vedeți această sculptură, să știți că este vorba despre Coaja de om de Mircea Roman din 2015 din bronz. Sau dacă vă veți afla pe strada Enrico Caruso și veți vedea această lucrare, este vorba despre Marea Piramidă, tot din 2015, tot din bronz, de Mircea Roman. Mai multe despre arta sa în minutele următoare. Tot miercuri 24 iunie a fost aniversarea Zilei Universale a Iei. Cea mai renumită ie din istoria artei este, mai mult ca sigur, cea din pictura La Blouse Rumen de Henri Matisse din 1940. De unde știa francezul Matisse despre bluza noastră tradițională românească? De la prietenul său. Despre istoria acestei picturi veți afla în momentele următoare. Personajele din bucăți de lemn ale lui Mircea Roman sunt ca niște trestii în vânt. Sunt încovoiate de soartă, dar rezistă. Mircea Roman și-a petrecut copilăria la Târgu Lăpuș, în Maramureș. Lăpușenii sunt cam așa, aplecați de soartă. Sigur că atunci când lucrez, i-am în minte pe undeva și pe oamenii de acolo, îmi spunea cândva Mircea Roman. Caracteristice îi sunt și aceste sculpturi goale în interior, o metaforă artistică a disocierii dintre trup și suflet. Prima de acest gen a fost autoportretul la 30 de ani. A umplut-o cu sticle de băutură și lumea a venit și s-a servit din lucrare. Era felul său de a arăta că artistul oferă și este consumat. Cât despre piramide, am început să le fac încă din anii 80. Pe atunci îmi imaginam că piramidele egiptene sunt cu capul în jos și că au început să umble prin lume până au ajuns și la noi. Astfel am făcut primele piramide umblătoare. În Londra a expus proiectul Omul Barcă pe un ponton al Tamisei, un hibrid între barca ce ajută la trecerea Styxului și om. Numele lui Mircea Roman este legat de Osaka, cel mai mare premiu luat de un român în domeniu, Marele Premiu al Trienalei de Sculptură, în 1992. Pentru Mircea Roman, importantă a fost, după cum îmi spunea, însă prima expoziție personală din aprilie-mai 89, deschisă de Andrei Pintilie, organizată la Atelier 35 de la subsolul Galeriei Orizont. Iată ce scria criticul de artă Andrei Pintilie în 1992 despre premiul de la Osaka. Am crezut întotdeauna în existența unui fel de premoniție pe care o are artistul adevărat. Mircea Roman aparține unei generații 80 din artele plastice, generație ce a creat ceea ce un critic neamț a numit cealaltă artă. Surghiunită prin ateliere mizere, isconită din expoziții. De dragul artei sale, care avea de-a face numai cu adevărul, Mircea Roman s-a lăsat marginalizat, înghesuit cu familie și prieteni prin subsoluri insalubre, construind cu bucățele de lemn găsite prin gunoaie marile sale personaje goale pe din lăuntru. Într-o epocă în care eram intoxicați cu modelul omului nou, Mircea Roman se încăpățâna să repete că împăratul e gol. Și iată că am avut dreptate când am văzut în sculptura lui nu numai un act de mare curaj, dar și o operă de o coerență plastică originală, acum când un jur internațional i-a acordat ceea ce cineva numea foarte potrivit, un fel de premiu Nobel al sculpturii. În orice caz, cea mai mare distincție acordată artei românești vreodată pe plan mondial. Andrei Pintilie reprezintă, fără îndoială, o voce semnificativă a istoriografiei artistice românești din intervalul 1974-1994, scria Roxandra Demetrescu în prefața cărții Efect de cortină, o carte de poezii de Andrei Pintilie.
Criticul și istoricul de artă Ileana Pintilie, sora lui Andrei Pintilie, a realizat acest volum după un manuscris al autorului care nu a văzut atunci lumina tiparului. Cartea este însoțită de desene ale lui Mircea Roman, un semn al prieteniei celor doi. Editorul acestei cărți este prietenul și colecționarul de artă George Leca. Henri Matisse termină de pictat la Blues Rumen, bluza românească, în 1940, influențat de prietenia cu pictorul român Teodor Palladi. Acesta îi trimite prietenului său francez câteva ii vechi. Artistul francez fovist și artistul român se cunosc în 1892 în atelierul lui Gustave Moreau. Amândoi împărtășesc pasiunea pentru obiect. Matisse spunea, obiectul este un actor, un obiect poate juca în 10 tablouri diferite, un rol diferit. În bluza românească, subiectul principal este motivul decorativ, respectiv broderia bluzei românești, ia. Se știe că, pentru Matisse, motivul decorativ era un motiv important al compoziției. Teodor Palladi se reîntoarce în 1904 la București pentru a-și pregăti expoziția retrospectivă de la Academia Română. Războiul îi face imposibilă reîntoarcerea în Franța. Astfel încât între cei doi prieteni începe, în ciuda cenzurii, o corespondență intensă. Matisse într-o scrisoare din 1941 către Palladi. Dragă prietene, am găsit o veche ie românească, o bluză brodată în cruciulițe, cu roșu stins și care a aparținut vreunei prințese. Aș mai dori și altele, pe care le-aș schimba pe un desen frumos. Ia românească îl impresionează prin sobrietatea motivelor geometrice. Încă din 1936, Matisse realizează numeroase desene cu această tematică. Le numește, în general, pe toate bluza românească, deși multe dintre ele au și influență slavă. Pictura bluza românească este expusă în 1945 la galeria Mect, sub titlul Bluza țărănească, alături de pictura Visul și de o serie de fotografii care urmau să demonstreze că simplitatea de care era acuzat Matisse nu era o întâmplare, ci rezultatul unui proces de studiu și de simplificare până la esențial, care a durat 6 luni. Renumitul regizor de film de Nouvelle Vague, Jean-Louis Godard, invitat în emisiunea Cineaști ai timpului nostru în 1965, se oprește mult timp în fața picturii bluza românească, pe care o compară cu un poem modern de lui Aragon. Godard spunea că în portretul acesta, ochii reduși la 2 linii sunt semnul umanității. La Blues Rumen face parte din colecția Centre Pompidou din Paris. Acesta a fost Artfel de Jurnal, duminică 27 iunie. Nu uitați să vedeți frumosul!